Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să-mi dau drumul așa. Apropo de fuga lui Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare din țară, toată lumea e scandalizată de superficialitatea, sau poate mai rău, a polițistului de frontieră, care n-a reușit să observe că domnul Cherecheș folosea buletinul altcuiva, care semăna cu el. Și, mă rog, nu scuz pe nimeni. Dar, ok, trebuie făcut o cercetare serioasă acolo, văzut dacă nu care cumva a fost vorba de corupție, dar sincer se poate întâmpla. Adică explicația a fost, domnule, omul ăla lucrează 12 ore, poate că semăna era noapte, în fine, asta e. Dar nu asta mi se pare cea mai mare problemă, de fapt. În fond, dacă eram în Schengen, nici nu mai era niciun fel de problemă, nu-i mai verifica cineva vreun document la trecerea frontierii și chiar că și o să fie prins până la urmă și trimis în țară. Nu există prescripție pentru sentințe definitive dacă fugi din țară și din punctul meu de vedere, da, mă rog, nu sunt, cine sunt eu să judec, putea să facă 2 ani de pușcărie din aia 5, ieșea condiționat și rezolva problema. Acum este fugar într-o altă țară. Te dai aia toți care sunt în Italia? Da, o să ajungă în urmă, o să ajungă înapoi până la urmă, toți. E o presiune psihologică teribilă să fii fugar într-o altă țară. Mă rog, treaba lor, în fine, și-a nenorocit viața pe mulți ani înainte. Problema cea mai mare în acest caz mi se pare că este, de fapt, susținerea politică de care a beneficiat acest primar corupt până în ultimul moment. La ultimele alegeri, Cherecheș a candidat cu susținerea PSD, deși avea 2 dosare penale solide deschise pe numele lui, de altfel într-unul dintre acestea a și fost condamnat. Definitiv, cazul de acum. Și în ciuda acestui fapt, președintele PSD, Marcel Ciolacu, își declara susținerea totală pentru Cherecheș în 2020, înainte de alegerile locale. La Maramureș s-a demonstrat deja că avem o administrație performantă. Mă bucur că Gabriel Zetea și Cătălin Cherecheș și-au dat mâna și au lansat coaliția pentru Maramureș. Aceasta este cea mai bună garanție că lucrurile vor fi făcute foarte bine și în continuare. Atât Gabi cât și Cătălin sunt 2 oameni care iubesc Maramureș. 2 oameni care au muncit enorm de mult pentru ca cetățenii să aibă siguranța că Baia Mare și întregul județ sunt pe drumul cel bun. Am încredere că românii vor susține competența și performanța la aceste alegeri locale. Marcel Ciolacu, înaintea alegerilor locale din 2020, exprimându-și susținerea pentru Cătălin Cherecheș, competența și performanța, repet, însemnau 2 dosare penale active. Gabi, din declarația domnului Ciolacu, Gabi și Cătălin, nu? Gabi este deputatul Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș și mai mult, numai departe de iunie, anul acesta, deci în 2023, Zetea saluta bombastic revenirea lui Cherecheș în partid, citez, bine ai venit acasă, Cătălin. Salutăm revenirea primarului Cătălin Cherecheș în PSD și apreciem oamenii harni și implicați în comunități, declara Zetea, incredibil, dar adevărat. În momentul anunțului, Cătălin Cherecheș era deja condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare. Deci aveam un condamnat în primă instanță, 5 ani. Sigur, pariul lui Cătălin Cherecheș și al tuturor celor din jurul lui a fost că reușește să obțină prescripția prin amânări nesfârșite ale dosarului. Și acolo, cinste judecătorilor care s-au ocupat de acest dosar, după ce ancheta asta, judecata s-a tot lungit ani și ani de zile, în sfârșit judecătorii au hotărât că nu mai e timp și au dat termene mai scurte, au refuzat toate chichițele avocățești și au pronunțat sentința. Altfel, Cherecheș e un traseist politic de cea mai joasă speță. În 8 ani a trecut pe la 4 partide, peste tot a fost primit cu discursuri ditirambice, deși toată lumea cunoștea problemele lui penale și acuzațiile de luare de mită. Nu putem ignora, desigur, și faptul că în 2016 băimărenii înșiși l-au ales primar pe Cherecheș în timp ce acesta se afla în arest, unde fusese dus de procurorii anticorupție sub acuzații de luare de mită. A luat 71% din voturi, deși fusese prins în flagrant. Mai țineți minte dosarul? Mai știți acuzația? El era primar în 2014, a numit un apropiat în conducerea clubului de fotbal local și acolo au început din partea primăriei să susțină cu bani activitatea clubului de fotbal și cerea parandărături. Adică pentru banii pe care primăria îi dădea, cerea și el înapoi 10.000 de lei.
care erau virați. Și toată treaba s-a rupt, adică cerea 30.000, 40.000, 70.000, ceva de genul ăsta, pentru câte un milion dat. Dar toată treaba s-a rupt când a cerut 400.000 de lei pentru parandărăt la o sumă de un milion. Deci s-a lăcomit. Și atunci, mă rog, a fost denunțat și l-au prins în flagrant. Deci luare de mită. Șperț, cel mai clasic parandărăt. Îți dau bani publici, că erau bani publici, nu erau banii lui de acasă pentru clubul de fotbal. Deci, ca atare, cazul lui Cătălin Cherecheș, din punctul meu de vedere, este doar un simptom al unei boli mult mai grave, de care suferă mulți politicieni. Și îmi pare rău să o spun, și mulți cetățeni, că doar nu degeaba se spune că fiecare își alege liderii pe care îi merită. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.